Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor! Genericul emisiunii ar trebui să numească astăzi mai degrabă imaginație și știință, mult mai mult imaginație de știință, și vă spun că dacă aș fi îndrăzit acum 35 de ani o asemenea emisiune, probabil că niciun fizician din România nu mi-a mai fi deschis ușa pentru bazaconile pe care ar urma să le discutăm. De data asta însă discutăm fizică solidă și am doi doctori în fizică invitați. Cristian Teodorescu, care este și scriitor de science fiction, deci povestea cu imaginația merge, dar avem și un bozonist, nu? Sadeaca, să spun așa, doctor Călina Alexa. Și împreună cu Cristi Român o să vă luăm la întrebări și o să ne spuneți povestea asta fabuloasă. Înainte să vă lansez așa, vă spun că am asistat la Dublin acum câteva zile, la momentul în care Hoyer și echipa lui de la Large Hadron Collider au pătruns în sală și oamenii s-au ridicat, câteva mii de oameni, și i-au ovaționat ca la fotbal, cum a fost echipa Spaniei când a intrat în Madrid, aia toți flureră și bate picioare și strigă la, nu se mai opreau din aplauz. Lucru care, nu știu dacă se întâmplă fizicienilor de fiecare dată. Da, nu se prea întâmplă, dar aici nu a fost o descoperire tipică, pentru că a fost, cam câți oameni au fost implicați? Câteva mii? 3.000 a spus. Nu, unul dintre experimente, a fost două experimente, Atlas și CMS, fiecare au 3.000-3.500 de oameni care au lucrat, dacă mai adăugăm și echipele care au făcut acceleratorul, ca să nu mai experimentele, detectorii, să zicem, mai punem miile de oameni care au lucrat la accelerator, ne ducem spre 10.000, fără nicio problemă. Dar eu zic că aplauzele sunt justificate. Gândiți-vă că pentru experiment, pentru Atlas, de exemplu, primele discuții puse pe hârtie au fost în 92. Da? Deci sunt 20 de ani de când lumea așteaptă. Și ce așteaptă? Primul lucru pus pe listă e bozonul Higgs. Da, și acum se pare că sunt deci, e clar că s-a descoperit o particulă nouă, e clar că e un bozon. Hai să luăm povestea de la început și să nu aruncăm așa, că sunt multe de spus și merită. Sigur că vom pune întrebarea de ce a costat așa de mult și de ce, asta Cristina a mai zis odată, dar de ce să dăm noi populația planetei atâția bani de buzunare, că putem să facem un microscop mai mic, nu de 27 de kilometri. Că ăsta e, acolo un microscop, nu? Pe urmă să explicați ideea dacă nu cumva v-ați amestecat în religie prea tare. Eu cred că da, v-ați amestecat. Pe urmă, ce obicei ăsta, toată lumea semnează 3.000 de oameni și trimit un paper comun. Sunt multe de spus, da? Și Cristian o să ne scoată și imagini de acolo, care au încălzit atmosfera, care au fost aplaudate. Și am mai aflat ceva și de aici vă dau drumul, că în dimineața în care e anunțată conferința, câteva sute de studenți, mii de studenți, vin și campează în față, ca să, în sacul de dormit, ca să prindă loc, cel puțin în față, la un asemenea eveniment. Da, eu am fost la CERN când era seminarul și am ajuns pe la 7:30 spre 8. Deja intrările în sala principală unde a avut loc prezentarea era, cum să zic, cred că era o coloană pe 3-4 rânduri care se întindea cred că pe vreo 200 de metri. Adică eu n-am intrat bine în sală, că nu, dacă mă puneam la rând n-avea rost. Am stat în birou și m-am uitat online la emisiune. Și, dar cei care au fost mai ambițioși s-au dus de dimineață tare, într-adevăr, la să vadă pe viu, nu prin transmisie. Da. De altfel, mulți dintre prietenii mei, eu însumi, am urmărit online prezentarea. Cu emoție, da. Asta este foarte frumos. Bineînțeles, nu se poate fără emoție. Știam ce anunț va fi făcut. Zvonurile apăruseră cu o săptămână înainte. Deja știam că va fi anunțat bozonul. Dar mie mi se pare asta frumos și asta aș vrea să subliniez. Oricare om de pe planetă, oriunde s-ar afla el, poate să fie în contact cu asemenea anunțuri pe care le consideră de importanță fundamentală pentru știință. Da, asta e important, că informația e liberă.
colovii sau anunțuri, anunțarea unor rezultate importante ce obțin la SEN, cred că și în alte laboratoare mari din lume se face, e public, poți să te bucuri într-adevăr pe viu de evenimentul respectiv. E un lucru fantastic, dar e o mișcare care a început acum câțiva ani, nu numai pentru evenimente, ci pentru publicații. Da. Pentru că în revistele prestigioase care publicăm Corp Solid sau în Particule sau în alt domeniu, majoritatea sunt pe bani. Și sunt universități care nu își permit, de exemplu, să cumpere revista respectivă sau abonamentul la revistă, că acum în general lumea preferă online, nu neapărat cartea printată. Da. Și există o mișcare open access care permite accesul la Cristi, informații. Când erai puști în lotul olimpic la Bozonul ăsta, era deja aruncat către nu, voi, ia să-l căutăm, nu? Modelul standard al fizicii, eram cam cu 10 ani înainte și atunci se vorbea de modelul standard în anii 80, începutul anilor 80. Atunci ai fost la DESI în 90 și... Am fost în 90 la DESI, începea să... Asta ce știu, la Hamburg, în ce știu eu despre DESI este că în momentul în care am ajuns noi la DESI, tocmai se lucra la inelul acela Hera, cel mai mare. Că ei mai, au mai multe inele, practic concentrice, și Hera este cel mai mare și existau de... Deci, îl săpaseră, urmau să-l dea în funcțiune în vreo 2 ani. Electron-proton și deja se vorbea că nu o să prea iasă mare lucru. Electron-proton înseamnă așa că un fascicul de proton se ciocnește cu un fascicul de, ies niște țândări pe care ei le citesc. Deci se gândeau... Era și LEP-ul la CERN, într-adevăr. Era LEP-ul la CERN, dar era și DESI, care totdeauna a fost așa un fel de contra, a balansat cumva CERN-ul, până când CERN-ul, într-adevăr, ca efort colectiv... CERN-ul este centrul de cercetare nucleară de la Geneva, unde Tim Berners-Lee, prietenul nostru, a lipit calculatoarele, dar nu asta e esențial. World Wide Web-ul, da. World Wide Web. Bun, hai, modelul standard, da? Deci îl aflăm, e din, îl și are Cristi acolo, ia povestiți repede și mă explicați de ce v-a trebuit chestia asta. Că cred că las pe Căliță, explice că eu nu sunt particulist, eu sunt solidist, da? Întrebați-mă și pe mine cum merg celulele solare. Fizica asta are mai multe ramuri. Da, ideile principale au apărut în anii 60. Da, uite. Arată și imaginea modelului standard simplificată. Da. O avem în... Da. El a apărut a fost o succesiune de idei. Da. Să zicem, lucrurile principale s-au dezvoltat în anii 60, să zicem. Ideile puse de Feynman, Bjorken, Salam, Weinberg și așa mai departe au căpătat prima confirmare experimentală în anii 70. În 74 a fost primul Nobel, Richard Taylor, de la acceleratorul de la Stanford, din stat Unite, care au arătat că, într-adevăr, protonul are structură interioară și că dacă ciocnim suficient de tare... Deci până atunci nu știați nimic de quarci, nu? Era un model deci știam că are structură internă protonul. Da. Așa cum a fost anul trecut. Ce înseamnă că știați? Zisese unul Democrit să vezi că există atomii. Venise altul care... Nu, deci cum a fost experimentul? În 1918 a fost experimentul lui Rutherford, care a arătat că... Atomul are structură. Exact, atomul are structură, dar au mai trecut până prin anii 60 de ani, să zicem, în jur de 60 de ani, până când a pus în vedere experimental că protonul are structură. Nu știam cum. Știam că are structură pentru că nu merge dacă consider că e punctiform și îl bombardez cu energie din ce în ce mai mare, vezi că curba teoretică că nu se mai potrivește cu datele experimentale. Bun, și înăuntru sunt niște grăunțe, da? Înăuntru sunt niște grăunțe. Hai să le mai arătăm o dată acum, să le... povestițile, că se cheamă deci, și frumos. Da, grăunțele inițial le spunea partoni. Partons. Da. Le-a zis Feynman prin 68-69. Da. Hai să avem pe ecran ce avem pe calculatorul lui Cristi. Da, deci, și... partea de sus aveți ăștia, up, down... Exact, ajungem la imediat. Deci, prima oară s-a zis, domnule, există o structură internă. Ce trebuie să fie? Păi trebuie să fie 3, pentru că protonul are anumite numere cuantice care trebuie respectate. Și în momentul ăla nu putem să-l divizăm în 2, pentru că aritmetica numerelor cuantice nu se potrivește. Și atunci trebuie să fie 3. Să fie 3 ce? Păi hai să zicem 3 partoni. Și atunci le-au zis inițial partoni. După aia au observat, stai că unii au o sarcină electrică mai mică, unii mai mare, trebuie să potrivească
găsească toate lucrurile acolo. Deci asta a fost, să zicem, primele lucruri. Pe măsură ce metodele experimentale au evoluat, în anii 70, în anii 80, au început să se sondeze structura fotonului, să se scaneze structura fotonului. HERA, experimentele de la DESY, au fost dedicate scanării structurii protonului, da? Să învățăm structura lui cu asta foarte și... mare... Am fost la DESY și nici nu știam că în locul ăsta s-a întâmplat. Da, exact. Ce vreau să subliniez, să nu pierdem ideea, este că protonii și neutronii sunt alcătuiți la rândul lor din niște particule elementare. Protonul și neutronul nefiind particule elementare. Da. Ele sunt alcătuite din quarci. Dacă revedem imaginea, imaginea pe care o vedeți dumneavoastră înainte, aveți un tablou al particulelor elementare. În stânga aveți particule care alcătuiesc materia. Quarcii și leptonii. În partea dreaptă sunt alte particule care poartă numele de bozoni, care sunt de fapt purtătoarele forțelor fundamentale din natură. Nu insistăm asupra lor. Deci, modelul standard este ce vedeți dumneavoastră în cele două chenare. O pereche care, mă rog, un set de particule ce țin de materie, un set de particule ce țin de forță. Dar apărea o problemă. Lipsea chestia din mijloc, care e notată cu H. Da, problema apare datorită faptului că Z și W are masă. Au masă. Gamma, adică fotonul și gluonul, care îi spunem cu G, nu au masă. Și e foarte frumos. Teoria merge foarte, foarte frumos. Problema e cu Z și W, care au fost descoperiți la CERN în 82. S-au arătat că sunt particule care care mijlocesc interacția slabă, domnule, dau masă. Și atunci ce facem? Că am încurcat-o. Modelul nostru era că particulele care mijlocesc interacția sunt fără masă. Și atunci au apărut ideile în 64, să zicem, s-au concretizat, articolul lui Peter Higgs, articolul scris de Braut și Engel, care au apărut în aceeași revistă la interval de 200 de pagini una de alta. Ce frumos! și atunci, de fapt, ce rezolvă Higgs-ul? Rezolvă, printre multe altele, dar în particular o problemă foarte importantă era să rezolvăm problema cu masa pentru Z și W. Deci, ca să înțelegem mai bun, acesta este tabloul legilor naturii. Așa este alcătuit universul, așa este alcătuită natura. Ceea ce am avut pe ecran acum este ceea ce ar trebui deja să meargă pe stradă. Lipsește gravitația. Lipsește gravitația. Bun, gravitația nu e modelul standard. Nu e modelul standard, da. Nici nu știm despre ce. Cred că nu știm, nu prea știți ce e gravitația. Nu începe să vorbim. Știm, dar problema e că Einstein tot timpul a zis că gravitația nu o să poate fi înghesuită într-o teorie cuantică. Uh-huh. Și există încercări robuste, matematice, în care încearcă să o înghesuie într-un model cuantic. Revenim la gravitație, hai să o lăsăm deoparte. Da. Toată lumea știe că gravitația fugim există. De ea tot timpul. N-aveți decât să săriți și o să vedeți că o să recădeți la pământ. Bun. Cei șase quarti sunt... Hai să iei. Cei șase quarci, ultimul a fost descoperit la Fermilab în 95. În America. Ceilalți au fost descoperiți pe parcurs. Diferența între ei ca masă, up și down sunt cei mai ușor. Zicem de sus, zero, de jos. Exact, undeva down. 40 la... Să vedem tablou din nou, că da. Up e U și down e D. Exact. Și au și niște nume frumoase. După aia, C este charm, S este strange. Și strange îi zice strange pentru că are toate particulele care îl conțin au un comportament strange mai bizar. Strange înseamnă straniu, charm înseamnă charm. Exact. Da? Și după aia vine B de la beauty. Da, tot din motive subiective. Imaginația fizicienii. Da, și T e top, care e cel mai greu dintre toți. Diferența între top, care are 175, nu contează ce, 175 de și ceva. Up, care are 0,04, deci e o diferență fabuloasă. De ce coarce au masele astea, nu știm. Știm doar că le-am măsurat și din diverse experimente știm cam în care este masa lor. Măsurat masa? Asta înseamnă Higgs, cumva. Care ar fi dat masă. Cum? Asta am măsurat ce a făcut Higgs pentru ei. Da. Și jos? Jos sunt particule mai prietenoase. Electronul îl știm de pe la 1892, dacă nu mă înșel. Mionul un pic mai târziu. Taonul e un personaj mai greu, mult mai greu decât electronul și decât mionul, care dezintegrează într-o puzie de particule, dar în orice caz, ideea este că îi cunoaștem destul de bine și neutrinii lor asociați, care inițial și acum în modelul standard, este una din problemele modelului standard, de-aia trebuie să mergem dincolo în modele mai elaborate. Neutrinii sunt considerați, așa au fost considerații la început, fără masă. De câțiva anișori buni, știm că au masă. Uh-huh. Și asta e una dintre problemele modelului standard. Da. Deci iată particule, quarci, leptoni în stânga și legați de forțe în dreapta încă patru. Aici suntem. Acum, hai să ăla de mijloc pe care le-am dat, să începem să explicăm cum e cu bozonul ăla. El, ce nu știam și acum știm.
Știam ce face el pentru ceilalți, cum generează masă, că mecanismul se începe. Nu știați, bănuiați? Prin 64, da, ieșea frumos cu creionul pe hârtie. Dar el nu fusese măsurat experimental. E clar că el trebuie să existe, să aibă o masă și acum, nu, recent... Prin urmare, Higgs și celelalte două echipe scriseseră creionul și au impuseseră, da? Exact, în unele situații... un model care ar explica masa particulelor masive, da? Da, da, adică cum apare masa, nu valoarea lor. Mă întreb dacă populația crede chestia asta. Bine, vine unul, Paul Dirac, ca să zic așa, trage o ecuație și zice antimaterie și eu trebuie să-l cred. Păi, pe cum să te cred eu pe tine? Nici oamenii de știință nu îi cred pe cei care emit ipoteze până când nu este un formalism matematic solid și până când ipoteza nu este verificată. Despre Higgs afirmam în urmă cu 10 ani ipoteza unui mecanism de tip Higgs. În momentul de față avem măsurătoare, avem una dintre confirmări. Mai e o mică amănunt. No. Între timp a trebuit să apară un nebun cum e Carlo Rubbia, care să aibă putere politică zdravănă, care să stârnească după el, mă înțelegi, 10 miliarde de dolari. Și să nu fie criză economică, pentru că nu cred că în momentul de față s-ar demara căutarea unei particule mult mai evidente. Deci, rămas mai săraci cu modelul ăla dacă specula pe bursă începea înainte de 2008. Dar n-a început, am avut noroc. Da. Deci bandiții de la Wall Street și de la City încă nu s-au lăsat. Probabil că ar fi degradată cota LSI-ului de la AAA cu 3D plus la BBB. Deci Higgs și băieții că străi și toți trei ar trebui să ia premiul Nobel, dar mi se pare că Brautamuri, dacă nu mă înșel. Mai sunt, exact, dar dacă ne uităm la titluri, ca să nu intrăm în amănunte, Peter Higgs și cu Engels și Braut, care au scris un articol împreună, spun de ruperea spontană a simetriei prin, Higgs a zis, prin bozon, celălalt a zis pentru un mezon. Deci dacă e să fim foarte strict, Peter Higgs a pus punctul pe i, a finalizat, ceilalți au intuit și mecanismul și erau mecanism care e în fizica solidului. Deci iată, l-avem pe ecran pe băiat. Dacă nu așa, această imagine este mai importantă decât pare la prima vedere, pentru că este luată în timp ce se comunica. Această imagine este mai importantă, cred că nu m-ați auzit, uitați de microfon, este mai importantă decât pare la prima vedere, pentru că ea a fost luată în timp ce asista la comunicarea descoperirii. 4 iulie 2012, trebuie să-mi țin în minte această dată. Da, din 64, când a apărut articolul scris de Peter Higgs. Da. Ideea este, deci, că îmi trebuie o particulă care, la începuturile Universului, în prima milioane de secundă, să fi făcut cumva ca să se pupe cu restul particulelor deja apărute și să le dea masă. Ia, ea are o proprietate, Higgs-ul, așa cum el propus acum, are proprietatea unică, pe care toate celelalte nu le au, de a interacționa cu toată lumea. Deci Higgs interacționează și cu bozonii, și cu fermioni, și cu electronii, și cu coarci, și cu fotonii, și cu Z-ul. Deci de asta e atât de important, pentru că el are voie, conform modelului teoretic de pe hârtie, să interacționeze cu toată lumea. Liza Randall punea întrebarea, dar cum face? Ah, foarte, foarte simplu. Rupe spontan simetria. Asta e o chestie foarte simpatică. Da. Eu de obicei îi explic așa, când la curs, zic, domnule, într-o clasă începe ora. Profesorul își dorește ca să fie liniște în clasă, da? Doamne, nu se întâmplă niște clase. E clar că unul, doi dintre copii încep să agite, să ceară, să anunce cu hârtie. Cam așa și aici. Dacă lumea ar fi, toată lumea ar sta cu minte, cu mâinile pe lângă corp, toate particulele ar sta liniștite în colțul lor, n-a interacționat, s-a întâmplat nimic. Din fericire, zicem noi, că de-aia existăm aici, particulele se mișcă, nici nu stau pe loc. Ce înseamnă spontane simetrie? Dacă plecăm cu un model în care toți copiii sunt cu minți, cu mâinile pe lângă corp... Liniște total. Exact. Dar constatăm că, de fapt, copiii încep să se miște, să arunce cu cretă, să facă zgomot. Acest zgomot și mici perturbații în jurul liniștii din clasă generează o rupere a simetriei. În sensul că dacă inițial toți eram cu minți, în cazul particulor nimeni n-avea masă, dintr-o dată Higgs zice, da, uite, am perturbat un pic liniștea aia primordială și dintr-o dată am început
început să discuți cu toată lumea, dreapta în stânga, sus în jos. Liniștea și... primordială înseamnă, la început era explozia energiei. Liniște, energie, un model, liniște e un model teoretic care se întâmplă particule în momentul ăla nouă masă și o simetrie foarte frumoasă. Toți sunt cuminți, nimeni nu face gălăgie. În momentul în care începe să se miște un pic acest stare fundamentală, se creează potențial interacție și Higgs atunci, având în vedere că poate să interacționeze cu toată lumea, zice, a, v-am prins. N-a stat cu minți pe scaunele voastre, acum am venit să vă dau masa. Cam așa spune eu. Fiecare particule dă altă masă. Cred că nu, o noțiune pe care n-a spus-o Călin aici este noțiunea de stare fundamentală a unui sistem. Deci starea fundamentală a unui sistem de copii băgați într-o clasă este de copii zgomotoși. Da. Aia e starea fundamentală. Ah, da, bun. Nu? Da, eu am pornit deci nu e starea de... Aia asta înseamnă ruperea de simetrie. Stai puțin. De copii zgomotoși, asta înseamnă universul care e zgomotos la început din cauza de energie sau de ce? Deci, din cauza ruperii de simetrie. Deci, din cauza ruperii de simetrie are loc schimbarea stării fundamentale. Starea fundamentală intuitivă e aceea de copii care nu fac nimic, nu spun nimic, pentru că e starea de energie minimă. Nu există, dar se dovedește că, de fapt, starea de energie minimă a unui sistem de copii în interacție acolo este starea de copii gălăgioși. Da. Aia e starea. Atunci consumă ei cea mai puțină energie, da? Când fac scandal, când aruncă, când se zbenguie. Atunci consumul de energie este minim. Le cer un consum mai mare de energie punându-i să stea liniștiți. Deci, asta cumva, fenomenul X e un lucru de bun simț. Da? Ceea dacă ce fizică nu prea există. Nu, dacă, ba da, toate lucrurile se muzică. Deci dacă noi decodificăm șobolanii de pe hârtie, formulele alea, în cuvinte normale, dăm exemplu copii din clasă, lumea constată că, de fapt, lucrurile sunt de bun simț, pentru că ele, la rândul lor, au fost propuse niște oameni, care au fost și ei cuminți sau mai puțin cuminți la școală, vedeți și numele coarcilor, se bazează pe intuiția noastră. I-am zis strange. De ce? E ciudat, face ceva care nu-mi place și nu-mi înțeleg. Celălalt e beauty. Fizica vine și inventează un fel de poezie, intră în adâncul, sigur că acolo sunt adevărurile, dar bunul nostru simț. Ia gândiți-vă, secolul al XIV-lea și vine un nebun și zice, Doamne, pământul e rotund. Cum să cred eu? Da, pentru el era de bun simț. Pentru el era, dar pentru restul omenirii nu. Deci ca să-mi intre public, de acord. Voi trebuie să inventați, uite, metaforele. Sigur, dar el încet intră într-un bun simț. Cristi, trebuie să facem o poveste a Universului în care să vărâm încetul cu încetul asta. Uite, Big Bang-ul a explodat, uite, vine EM egal cu MC pătrat și apare masa din pricina asta. Primele particule, cum, pe urmă Higgs, pe urmă se formează nucleele, pe urmă, și asta eu cred că la facultate de istorie trebuie făcut asta și la lecțiile de istorie în clasă. Da, ziua pe aia cu Beyond the Big Bang. Da, bun, asta vreau să o arunc la urmă. Asta ar trebui puțin mai încolo. Bozonul Higgs, e întrebarea care am mai pus-o și pe trepte când urcam aici. El la T egal cu 10 la puterea minus 43 secunde, în momentul de început al Universului, el exista? Deci dacă presupunem a fi particulă fundamentală care nu are structură interioară, atunci el s-a produs odată cu toți ceilalți. Cu toate celelalte particule fundamentale care noi le credem fără structură. Universul nu putea să fie existat înainte de Big Bang. Asta e o axiomă de la care pleacă filozofia actuală. Acum, cu Beyond Big Bang, vă spun la sfârșit, e de fapt un sistem care oscilează, dar probabil discutăm. Exact, a fost seminar la CERN săptămâna trecută. Neil Turok de la Institutul de la Perimeter Institute din Canada, care cu echipa lui a avut un seminar la teorie pentru cei care înțeleg, decriptează, și după aia a fost un colocviu pentru toată lumea în care a explicat conceptele și care sunt ideile ce e cu Beyond, dincolo de Big Bang. Bun. Cum s-a descoperit bozonul Higgs? Adică ce ați găsit acolo, fraților? Higgs-ul, el nu prea zburd așa. Nu. El dezintegrează imediat. Da. El se produce, dezintegrează, e un fenomen cuantic pe care nu intrăm acum în detalii. Deci el produce fotoni, electroni, coarci de care am văzut noi, dezintegrează în peric de coarci și mai departe. Nici ei nu zburdă singurei, ei hadronizează, zicem noi, în sensul că imediat formează cu alte particule. Da, o caracteristică care se numește libertate asimptotică. Cu cât sunt mai depărtate, interacționează mai tare. Mai tare, da. Deci, și atunci coarcii... Asta e împotriva bunului simț, orice ați zice. Nu, se poate explica. Poți să înțelegi chestia asta. Da, deci cu cât sunt mai depărtate, de fapt ele sunt mai apropiate în posibilitatea de a se împacheta.
împreună. Deci exact, se împachetează împreună când sunt cât mai departe, fac pachetul mai... Trebuie să dau un exemplu. Când a plecat Dan în Statele Unite, a început să chemăm mai multe e-mail-uri cu el. Deci să interacționăm mai tare. Când era aici cu noi, când eram în facultate, ne vedeam mai rar, ne cam săturam unii de alții. În momentul în care ai plecat și tu prin Franța, a început să schimbăm e-mail-uri. Cu fratele meu ne telefonam odată la 2 sau la 3 luni, când sunt în țară, când eram în străinătate, vorbeam cel puțin de odată la 2 sau la 3 zile la telefon și mail-uri aproape. Da, deci interacția era mai tare. Deci și atunci bozonul Higgs începe să formeze perechi de particule. Nu cu aceeași probabilitate. Când începe asta? La cât după Big Bang? Deci în momentul în care el e produs. El e produs prin diverse fenomene de ciocnire. La deci cât componentele... după Big Bang? Se poate spune asta? Noi aici ciocnim 2 protoni. Da? De fapt, nu ciocnim 2 protoni, noi ciocnim componentele din proton cu alte componente din celălalt proton. Și atunci componentele astea generează, prin diverse mecanisme de producere, bozonul Higgs. Îl formează. Da? De exemplu, un quark și un anticoark sau sunt diverse procedee. După ce am format bozonul Higgs, el începe să dezintegreze în 2 fotoni, în 2 bozoni Z și așa mai departe. Și noi asta măsurăm. Produsele de dezintegrare a bozonului Higgs. Deci noi pe asta punem mâna. Ne oprim aici pentru un scurt promo, deci produsele de dezintegrare ale bozonului Higgs. Imaginația copiilor poate schimba lumea. Cu telecomanda Techie, ei își vor găsi inspirația în documentare fascinante și în cele mai amuzante desene animate. Techie, inovația pentru copii. O să fiu avocat. O să fiu arhitect. O să fiu medic veterinar. O să fiu economist. Într-o zi o să ajung în vârf. Te așteaptă o universitate acreditată, cu profesori de excepție și condiții moderne de studiu la taxe avantajoase. Tu unde o să te înscrii? Înscrie-te la Universitatea Spiru Haret. Pentru succes! Dacă te-ai hotărât ce vrei să faci în viață și ai ales una dintre cele 24 de facultăți ale Universității Spiru Haret, iată ce trebuie pentru a te înscrie. În primul rând, este bine să consulți site-ul universității, mai exact www.spiruharet.ro, pentru informații cât mai detaliate. Apoi trebuie să te prezinți la unul din sediile noastre din București, Brașov, Blaj, Câmpul Mușel, Râmnicu Vâlcea, Craiova sau Constanța. Acolo trebuie să ai următoarele documente: diplomă de bacalaureat în original sau adeverință eliberată de liceu în original pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2012. Copie după foaia matriculă. Certificatul de naștere în copie. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie. Copie după carta de identitate. 3 fotografii tip buletin de identitate. Dacă este cazul, certificatul de căsătorie în copie. Un dosar plic. Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei. Pentru alte detalii, accesează site-ul admitere.spiruharet.ro. Te așteptăm să ni te alături! Forțelor navale române, miercuri, în direct din portul Constanța, între orele 10 și 13. Lumea globală, așa cum au plăzmuit-o concepțiile ultramoderne, rămâne așezată de când se știe pe aceleași meridiane și paralele.
Acum îi urmărim trăirile mereu agitate în concordanțe și sincronii virtuale. În fiecare duminică, în Jurnal de 0, descifrăm dimensiunile evenimentelor săptămânale. Sunt Daniel Paraschiv și vă invit duminica de la ora 16:30 la o călătorie în lumea incitantă a cinematografiei. Am pentru voi subiecte ce vă vor antrena capacitatea de a gândi în imagini. Actualitate cinematografică, festivaluri de film, istoria cinematografiei, film documentar, cronică de film, toate acestea dintr-o singură emisiune de educație și cultură cinematografică. Cinefilia, negreșit, numai la TVH 2.0. Dai bacul la matematică și ai nevoie de îndrumare? Nimic mai simplu. Universitatea Sfiru Haret îți oferă consultații gratuite. Pentru a afla detalii, intră pe www.spiruharet.ro. Universitatea Sfiru Haret, pentru succesul tău. Vă să zic că bozonul Higgs, da. L-ați mirosit, l-ați citit prin schigele, nu? Exact. Care prin, se formează la ciocniri. Exact, exact. Există o diagramă în care arată probabilitatea ca Higgs să producă o anumită pereche de particule sau diverse. E, în zona asta ce a făcut și Atlasul și CMS-ul de când a început LSI-ul să funcționeze foarte bine este să elimine, să-l înghesuie. Să zicem, aici e, nu e. Acolo e, nu e. Acolo e, nu e. Deci de vreun an și ceva oamenii s-au ocupat cu aici nu e, aici nu e. Deci un fel de baba oarba. Așa. Și până la urmă l-au înghesuit, dacă vezi, de anul ăsta, undeva de la început, l-au înghesuit într-o plajă destul de îngustă. De energie. Unde... până la urmă a fost prins. Dar nu, aș spune totuși că lucrurile nu au fost surprinzătoare, pentru că anul trecut deja au fost niște rezultate intermediare. La Tevatron, din câte știu eu. Nu. La CERN. Deci Tevatronul a venit tot timpul din urmă, ei nu mai achiziționează date. Ceea ce pot să facă ei este să nu mai dea cu pila, să dea cu șmirghelul și după aia cu chestii din ce în ce mai fine. Deci nu mai aduc informații nouă. Ei au o cantitate de date acumulate, pe care o tot rafinează, o tot analizează. Ei, și deja de anul trecut s-a observat un exces. Un exces în ce sens? Noi, dacă Higgs ar fi cu masa acolo, ar trebui să avem o anumită probabilitate de producere. Și aia ar fi de modelul teoretic. Dacă comparăm ce ne dă teoria cu ce am observat experimental, deja de anul trecut aveam un exces. Deci în zona asta, în jurul lui 120 și ceva. Nu era precis. 120 și ceva de ce? De GeV. Asta ar fi giga electronvolt, pe ce pătrat, ca să fim mai catolici decât papa. Și atunci, cumva, ceea ce s-a întâmplat de anul trecut până acum este să se confirme. În continuare, este un joc statistic. Care e probabilitatea ca să greșesc? Și atunci, în lumea științifică, o descoperire se consideră când pot să greșesc o dată la 1.000.000 de măsurători experimentale. Da? Adică probabilitatea să dau de 6 ori cu 0 și să iasă aceeași cifră e cam de 10 la 6. Da? În cazul nostru, dacă spun că am făcut o descoperire, o particulă, asta înseamnă că am suficientă statistică, am făcut suficient de multe măsurători, în așa fel încât probabilitatea să greșesc este 1 la 1.000.000 și ceva, 1,7 milioane de măsurători. Deci în momentul în care am acumulat chestia, să zic, am descoperit. Și atunci ceea ce s-a întâmplat acum este că am ajuns la această mărime. Și e frumos că două aranjamente experimentale diferite, CMS și Atlas, au ajuns la aceleași concluzii. Da. În aceeași timp. Știi cum era titlul de articol? Fizicienii au dat 6-6. Da. Noi am mai avut, nu? Anul trecut parcă tot un rezultat cu sigma 6, cu probabilitatea de a greși 6, neutrinii superluminici. Nu. Anul trecut cu sigma 6.
ei au zis așa. Era o eroare sistematică. Era o eroare sistematică. Nu, ei au zis așa. Acum, hai să fim serioși. Nu, ne sărim la cu totul altceva. Nu-l băgăm pe Einstein în buzunar. Nu, oamenii sunt așa. Noi am făcut niște măsuri terespentale. Ne-am bătut capul de câțiva ani de zile să facem cu o precizie cât mai bună. Am ajuns astăzi, când vă prezentăm rezultatele astea, care contrazic cumva fizica care o știm noi, la limita capabilității noastre tehnologice. Noi nu spunem că am măsurat neutrinul superluminic. Doamne, cam atât am putut noi face, aici e limita noastră. Ajutați-ne. Și au primit ajutor în sensul că încă două experimente, unul în Japonia și unul în Statele Unite, își îmbunătățesc tehnica de măsurare în așa fel încât să facă și măsurători independente și să îmbunătățească... Pasul lateral pe care l-am făcut e din povestea asta, da. E vorba de neutrino care ar fi depășit viteza luminii, ceea ce s-a dovedit că nu s-a întâmplat. Scuze-mă. Da, deci ideea a fost, nu era o eroare de măsurătoare, era o eroare sistematică, pentru că o conexiune cu fibră optică nu era făcută cum trebuie. Și acea conexiune dădea anomalia de măsurătoare. Ne întoarcem la bozon, spunea cineva, poate o familie. Da. Poate nu e sigur bozon, un gata, sigur la... Asta e domnul Hoyer, da? Hai să-l arătăm cu... Da, vedeți, era un element de accelerare. Să spunem că în urmă cu câteva luni a fost la București, pentru în știință și tehnică din numărul viitor o să aveți un interviu cu domnul Hoyer. Era mare vedetă, nu pot să vă spun cum, și ne-a și anunțat atenție, de mâine începând vor apare câte 2000 de articole pe zi. Privind diversele în mass media mondială și de specialitate. Da. Deci ceea ce am măsurat noi acum, concret, este dezintegrarea lui Higgs în doi fotoni. Deci am măsurat perechi de fotoni și suntem în stare să spunem că perechea de foton vine din Higgs, cu probabilitatea despre care tot mai am discutat. Am măsurat dezintegrarea lui Z în doi bozoni Z, care la rândul lor s-au dezintegrat în electroni sau mioni. Asta a fost rezultatul de pe 4. Da? De la seminarul de pe 4 iulie. Okay. Între timp au mai apărut rezultate că și spokespersonul de la CMS și de la Atlas au spus că mai e nevoie de, să mai achiziționăm date, să mai facem măsurători. Între timp s-a măsurătoat și Higgs în WW, în doi bozoni W, care la rândul lor se dezintegrează leptonic, în așa fel încât acum lucrurile s-au apropiat de 6 sigma. Deci probabilitatea de a greși e și mai mică pentru că am adus noi măsurători. Problema mare este să confirmăm că Higgs-ul este standard model și nu este altul. Pentru că dacă e altul, ce vă faceți? E perfect. Eu chiar îmi doresc lucrul ăsta, pentru că dacă e un Higgs care face parte într-o familie mai mare, cum este modelul supersimetric, care e cel mai robust model teoretic existent de câțiva ani, care rezolvă multe din problemele modelului standard, printre care masa neutrinilor și alte probleme, ar fi grozav. Și noi cum facem? Zicem, dacă este Higgs de masa asta de standard model, teoria dată, dacă avem precizie suficient de mare, spunem, opa, stai că între teoria modelului standard și ce am măsurat noi, e o diferență mare care se poate eventual explica cu supersimetria. Și atunci ne deschide poarta spre altă lume. Supersimetria. Ce înseamnă supersimetria? Hai să luăm pe rând, așa? Dacă noi ziceam prima oară că avem particule și antiparticule, materie, antimaterie, mai punem o oglindă, se zice perpendicular, și acum facem în oglindă particule cu superparticule. Antimaterie cu antisupermaterie. Atrag atenția că încă nimeni n-a pus degetele pe antimaterie, nu? Pe antimaterie există. Era o găleată de terapie antimaterie. Nu, deci chiar se face. Înger și demon au plecat cu găleata cu antimaterie de la CERN la Vatican. Există, s-au produs, deschidem o paranteză, tot la CERN, în jur de 30.000 de antiatomi de hidrogen. Deci antiatom de hidrogen care au stat în viață în jur de 18 minute și urmează să fie studiat, să vedem dacă mecanica cuantică care am învățat-o noi la facultate se aplică nu numai pentru materie, se aplică și pentru antimaterie. Asta v-am zis eu într-o emisiune trecută, că se studiază gravitațional. Că nimeni nu spune că materia și antimateria nu cumva se resping între ele. Noi avem legea atracției gravitaționale între particule de materie am găsit. Cine spune că o nebuloasă de la 10 miliarde de ani lumină nu e formată din antimaterie? Noi vedem de acolo niște fotoni. Aia sunt
E același lucru. Nu știm cum e. Dar dacă, gândiți-vă, cred că am mai zis treaba asta, dacă universul inițial a fost creat, sau la un anumit moment, eu știu, a fost creat din particule și antiparticule, care au început să se, particulele cu particulele, să se atragă, antiparticulele cu antiparticule, să se atragă, iar ele, între ele, deci să se respingă reciproc, asta ar explica și expansiunea accelerată a universului și faptul că în zona noastră de univers avem numai antimaterie, pentru că probabil la 5 miliarde de ani lumină, niște anti-noi văd numai antimaterie în jurul lor și ei consideră că, dumne, e ceva ciudat, unde e materia aia? Unde e anticristii, unde e antimicale, da. Și tot așa. Deci, și în momentul de față se plănuiesc experimente la CERN în care cu atomi cu antihidrogen, care, deci problema e să-l facă stabil, să-l facă să fie cât mai, să fie cât mai cât mai lent, să-l răcească cu laser, asta da, atomilor cu laser. Stau în viață cam 15 minute așa. Și se vede dacă nu cumva acest antihidrogen în câmpul gravitațional, în loc să cadă, se ridică. Asta e tot. Interferometric. Da? E destul de complicat cu chestia asta. Super simetrie. Dar simetrie antimateria există de mult și se folosește industrial. Acum este clar că închidem încet scârție ușa, că e veche, de 60 până acum, a ruginit balamala la modelul standard. O închidem frumos, pentru că l-am pus și pe Higgs pe hârtie, și acum intrăm pe alt teritoriu, care este supersimetria, care el, în modelul teoretic, propune existența mai multor bozoni Higgs, în particular 5. Și ceea ce credem noi, eu sper să întâmple așa, să-l fi prins pe cel mai ușor dintre ei. Și ceilalți mai grei să urmeze în curând să-i prindem și pe ei. Și atunci ar fi grozav, pentru că deja căpătăm o informație indirectă despre faptul că super particulele, super simetria, e o teorie valabilă și pe care merită să o căutăm. Eu mă amintesc că la Lindau acum 2 ani o discuție între fizicieni. La Lindau recomand în fiecare vară marți premiați Nobel se întâlnesc cu studenți excepționali și era o bătălie în care cu rubia de față nu o să găsiți nimic. Abia atunci o să fie interesant. Spune. Da. Dar și acum o să fie interesant, pentru că am găsit ceva și s-ar putea ca să ne spună deja indirect ce e dincolo. Bun, dincolo de asta, să zicem că n-a venit criza și că încă sunt bani și vă duceți mai departe. Da, a venit criza, mă rog, unde vă duceți mai departe? Că nu mai vă mai dă, omenirea nu vă mai dă bani, încă 10 miliarde să mai faceți pe undeva, păi nu, ne dă un inel și mai mare. 100 ne trebuie acum, nu 10. 100 de miliarde. Ce e cât îți trebuie la proiect, la... Fac fizică de asta mare. Dar mai să ne gândim totuși. Deci astea sunt niște facilități în care lucrează 10.000 de fizicieni, grosomodo. În permanență, sunt acolo. Da. Noi suntem la noi în institut 100 de fizicieni și avem de 100 de ori mai puțin bani. Nu avem ceva mai puțin decât de 100 de ori mai puțin bani. Dar ordinul de mărime e tot cam tot pe acolo. Depinde ce vrei să faci. E adevărat, aici sunt descoperiri făcute de colective mari. Poate că am pășit într-o nouă eră a fizicii în care nu mai există descoperire individuală, deci nu mai poți să zici... Și aveți comunicarea asta totală. Se fac numai lucruri în comun așa în foarte mulți oameni. Deci, fiind foarte consistitor, vedeți că singurul accelerator care funcționează acum este LHC. Tevatronul în Statele Unite s-a închis, DAISY în Germania s-a închis. Da. Deci, DAISY s-a închis în 2000. S-a închis pentru fizica particulelor. Acolo se face radiație de sincrotron. Deci Petra, inelul ăla de care... Petra, nu Hera. Inelul intermediar cu diametru de un kilometru care este pe sub tot campusul de la DAISY. Nu este transformat așa pe bucățele în zone în care se produce radiație de sincrotron. Se accelerează particule, pozitroni, de altfel. Deci e clar că lumea nu își permite să construiască acasă un laborator național pentru că fondurile sunt foarte mari. Da? Există un proiect care se cheamă International Linear Collider, care deja lumea se gândește ce o să fie după la Hadron Collider. Dar dacă vine regele Arabiei Saudite și zice vă fac eu chestia de găsit super bun. Sau zice ieșiți voi afară de planetă și vă dau eu 100 de miliarde de dolari și faceți aici. E că e mai simplu. Dacă iei 1% din industria de armament și zici domnule, uite 1% nu mai facem nu știu ce armament și dăm la nebunea. Dacă legea lui Tobin despre care am vorbit cu Cristi
100 de ori până acum, taxarea Tobin, care zice 0,01% din orice mișcare de capital din lume, cum se mișcă 3.000 de miliarde de dolari pe zi în bănci, mulțiți cu 0,01%, eradicăm sărăcia, vă faceți un ciclotron sub Sahara undeva, da. Acolo. Da, da, deci e clar că lumea se gândește dincolo. Ceea ce o să fie la noua cerator sau dacă o să fie, depinde foarte mult de ce o să dea LSI-ul la Shadron Collider în următorii ani. La Shadron Collider are un program de upgrade, în sensul că se meargă la o energie de două ori mai mare, un pic mai mult, să zicem 33. După 2014. Da, mult mai încolo, mai spre 2020, cam așa. Lucrurile depind acum, să vedem cu Higgs-ul, să vedem cu supersimetria, sunt modele cu dimensiuni suplimentare care vrem să vedem, sunt multe lucruri care... Excitație mare în lumea fizică. Da, da, este, da. Pentru că totuși echipamentele astea s-au construit în 20 de ani. Da? Deci gândește că am terminat Montpellierat în 90-91, deci deja în 92 oamenii puneau pe hârtie primele idei, primele proiecte. Da, până ne bucurăm de datele experimentale, dar 20 de ani. Da, enorm. Este alt tip de... Mai am o precizare care aș vrea să o faceți. În momentul de față, acceleratorul de la Geneva, LHC-ul, funcționează la parametri nominali? La energia maximă proiectată? Nu, nu. Acum merge la 8 TeV, adică fiecare fascicol de proton are 4 TeV. În loc tera electron volt în loc de 7. Da. În schimb, luminozitatea ce înseamnă? Numărul de protoni care se ciocnesc în unitatea densitatea de ciocniri. Da, să zicem densitatea, da, în unitate de timp, unitate de suprafață. Deci numărul ăsta e în parametrii proiectați inițial. Deci putem aștepta lucruri mai interesante când va fi ridicat umbrii la potențiometru. Da, asta după 2014. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa? Că pui nu e că pui o sursă. Am glumit, că da. Nu, am doar o imagine simbolă. Da, deci așa. Acum ce se întâmplă? LSI-ul este luată din nou la reparat. Vestitele contacte care s-au stricat, că oamenii au văzut să plece cu viteza 5-a de pe loc, ceea ce e cam greu, se repară, experimentele la rândul lor mai schimbă, mai repară, bugetele implicate nu sunt fantastice. Există a doua etapă de upgradare, care sunt sumele mai mari, unde lumea deja discută, gândiți-vă că toată tehnologia de detecție a fost proiectată în anii 90. Între timp s-au făcut multe descoperiri în tehnologie, care trebuie luate și folosite. Asta e povestea cu Hubble, știi, care a trebuit reparat, s-a urcat în cerul să repară și era așa de vechi deja, încât au trebuit reconstruite mașinăriile care au construit piesele vechi ale lui Hubble și l-au făcut. Lumea se schimbă cu o viteză fabuloasă și asta din cauza asta. Pentru că fizicienii fac și pe urmă vin inginerii și miros și spun, ia să ia mecanica cuantică și să vă fac niște șmecherii. Bun, vin inginerii acum. Că s-a pus întrebarea asta la Dublin, unde era, și nouă ce le dați poporul planetei, în afară de cunoaștere. E foarte simplu, tomograful. Tomograful a apărut datorită dezvoltărilor de sisteme de detecție multi-wire și prelucrare informației în așa fel încât să poți face o reconstrucție tridimensională. Deci asta vine de la CERN, de la detectorii care s-au construit acolo. Nu mai zic de World Wide Web, care se joacă toată lumea. A venit vorba de antimaterie, deci tot ce e pe bază de pozitron, tomografie de pozitron, exact. Deci, terapie cu pozitron. Sistemele astea vin de aici. Există proiecte la CERN unde se fac teste cu tratamente asupra tumorilor canceroase cu antiprotoni. Nu cu protoni, pentru că protonii sau electronii, acum e ușor să ai un mini-accelerator într-un spital, dar ei produc efecte colaterale. Da. Dozeze energia în așa fel încât maximul să se depună la distanța care crezi tu că e tumoarea, însă, fiind particulă, nu antiparticulă, creează prin ciocniri efecte colaterale. Antimateria se duce și depune acolo tot. Da? Deci dacă ea știe că după 2 cm trebuie să se oprească și se interacționează la maxim cu materia. Și se anihilează. Și nu produce efecte colaterale. Și există experimente la CERN, din cauza că CERN nu poate să producă ușor antiparticule, în particular antiprotoni, care sunt folosiți și pentru antiatomii de hidrogen și pentru alte experimente. Deci e o întreprindere unde se întâmplă foarte multe lucruri. Plus că nu știi ce vine mâine. Nu, e foarte simplu. Dacă pozitronii,
dacă antimateria rămânea numai pe hârtia lui Dirac, foarte multe aplicații industriale din momentul de față nu le-ar fi avut. Da. Pentru că nimeni nu zicea dumneavoastră antimateria. Asta e aberația unui teoretician. Bun, Cristian, arată-ne universul, că l-aveai pe acolo, pe undeva. Nu, nu era universul, era altceva, o imagine la fel de frumoasă, la aceasta vă referiți. Este chiar dezintegrarea unui... În sine, dar seamănă cu momentul Big Bang care dă drumul la... Da, dar o ciocnire, da, numai că aici, să zicem, e o producere preferențiată, adică are direcția, vedeți, înainte, înapoi, da. Are simetrie cilindrică, pe când Big Bang-ul, zicem noi, că a fost cam sferică, o simetrie totală. Deci avem o proiecție, să zicem, da, în da. Plan. Și a luat de la CMS, nu de la Flash. De la CMS. Dar nu mă supăr, pentru că sunt și niște oameni simpatici. Ce înseamnă CMS-ul? Compact Muon Solenoid. Aha. Iar Atlas, tot așa, primele elite, Toroidal LSI Apparatus. Deci, obiceiul de a face. Da, 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 sunt niște abrevieri. Bun. Acum... Dar vedeți, asta e reconstrucție tridimensională, apropo de demografii și alte lucruri care zic. Deci detectarea lui bozonului Higgs a însemnat, seamănă oarecum cu o tomografie, nu? Exact, exact. În sensul că tridimensional am reconstruit tot ce s-a produs acolo. De fapt, șase-dimensional, că aveți și componentele impulsurilor, nu? Bun, sigur, așa. Da. Sunt niște coincidențe. Da, informația e glumă. La începutul emisiunii noastre discutam despre Universul și Big Bang, momentul Big Bang, și am spus, nu ne punem întrebarea ce a fost înainte, că și nu e de bun simț, dar Andrei Linde și cu teoreticieni spun așa, multiversuri, multiuniversuri, universuri paralele. Am mai discutat asta cu Cristian Tadar. Aici las pe Cristi, că lui îi place cel mai mult subiectul ăsta. Păi nu mai, dacă și așa nu mai avem mai mult timp, zi ce ai înțeles din seminarul acela cu Beyond the Big Bang. Da, deci, oamenii au zis, de ce să ne forțăm să spunem că Big Bang-ul e ultimul lucru, nu se mai întâmplă nimic. Oamenii au propus un model oscilatoriu în care lumile apar, se accelerează, să zice, se produce, după care se încetinesc și revin, iar exact, și atunci cumva n-am mai avea nevoie de dark energy și dark matter, care și așa nu prea știm ce-i pe acolo, și dacă avem acest model oscilator în care universul oscilează cu niște timp pe care încă nu-i avem la îndemână, dar e un model, mi se pare interesant, adică dacă putem să ne imaginăm așa ceva și să o facem riguros, științific, bineînțeles, a strânit multe comentarii seminarul ăsta la CERN, printre teoreticieni, printre noi care, să zicem, facem fizică la LSI, nu ne gândim la neapărat la oscilațiile Universului, a fost foarte interesant. Așa, deci din să fac și un mic comentariu. Un asemenea model oscilant e mai vechi. Eu îl întâlneam și prin anii 70. Problema este că informațiile din 98 încoace afirmă că Universul are o expansiune accelerată. Deci ar trebui să scadă viteza de expansiune, pe urmă să asistăm la o contracție ca să revenim în faza inițială. Ori constatăm că expansiunea este accelerată. Deocamdată. Deocamdată. Da, eu știu, de 10 ani încoace informațiile converg în această direcție. Da, da. Și astea sunt observațiile noastre de aici, că expansiunea este accelerată. Poate că este accelerată la un ce vedem noi de aici, dar la un anumit nivel, dincolo de un anumit orizont, ea este, se decelerează. Deci poate să fie niște dincolo unde de astea. Dincolo de orizont, asta nu putem să aplicăm metode de astea așa, cu arunci cu piatra și cum se duc valurile. Poate că nu merge chiar așa, poate că geometria sau topologia spațiului timp este mult mai complicată, poate nu știu, particulele sunt cumva trimise înapoi în timp și este o chestie de asta, gândiți-vă, da? Păi, dar noi mai avem o informație cu sonda Wilkinson Map, cea care cercetează începutul Universului. Da. Geometria Universului la scară mare este gvazieuclidian. Iarăși, ce înseamnă scară mare? Deci dacă desenezi un triunghi care pleacă de aici până la 13,7 miliarde de ani în lumină, vârful la noi și capătul acolo, suma unghiilor în triunghi este 180 de grade cu o aproximație. Deci aici este marja de eroare, mai și cu 0,25 grade. Da, dar triunghiul sunt măsurători făcute.
În ce varietate este acest triunghi? Că deja, da. E hiperbolic. Deci, nu, găsiți studiul, vi-l dau dacă doriți. Da. A fost publicat în 2007 la Weekly Sun Map. Apropo de univers, lumea acum vrea să vadă și cu gravitația la distanțe foarte mici. Că noi cunoaștem gravitația, nu, dacă nu-i dau drumul. Așa. Asta vizibilă, nu? Dar la distanțe foarte mici nu prea cunoaștem. Atunci există modele teoretice, să zicem, unul dintre cel mai vestit, în care gravitația poate să circule în dimensiuni suplimentare. Dacă zicem, vrem să facem gravitația o teorie de talonare, cu cum aveam fotonul, gluonul și cei doi bozoni care mijlocesc interacția, hai să zicem că avem un graviton care mijlocește interacția gravitațională. Da? De ce nu? E de bun simț. Și atunci, dacă gravitonul ar putea să meargă prin aceste dimensiuni suplimentare, gravitația, care e arogantă și nu prea bagă în seamă pe celelalte, ar putea să vină la masă cu noi și să nu mai fie arogantă și să începem să ne jucăm cu ea, să vedem ce se întâmplă. Iată teme de discutat și în viitor, din ce în ce mai des, zic eu, să vă spun că Liza Randall, cea care a venit cu Warp, cu Liza Randall, a zis, poate voi la Geneva, la LHC, dați și peste Warp-ul meu, spături între trecere între universuri. E o metrică complicată. Da. Dar să vă spun așa că discuția noastră, făcută totuși pe înțelesul marelui public sau unui public destul de mare, mi-amintește de un episod de studenție, când doi studenți de la matematică erau la și făceau o temă la topologie ceva și iubitele lor, care erau două filologe, se uitau cu gurile căscate la cei doi băieți, spunând pe urmă, ăștia vorbeau totuși românește. De ce noi n-am înțeles absolut nimic? Fiind studente la litere. Da. Unde ar trebui să înțelegem limba cea mai bine. Ce vreau să spun, că aici Cristi și cu mine trebuie neapărat să vă convingem să veniți să vă faceți datoria. Dom'le, veniți să spuneți poveștile astea, gândiți-le, inventați-le. Nu mai spuneți TEV și GEV. De fiecare dată când spui Tera Electron Volt, explici ei cam despre asta. Da, da. Ca să intre în public. Ca să nu se întâmple că ca în secolul XIV, când cetățeanul cu tare care a venit cu ideea că pământul e rotund, l-au pus și l-au ars pe rug. Nu trebuie să mai întâmple asta. A fost o emisiune, o splendoare de emisiune. Asta a fost imaginație și știință de astăzi. O zi bună vă doresc!